Aproape o tonă și jumătate de pește viu fără acte de proveniență urma să fie vândut în piața centrală. Ofițerii de investigare a fraudelor economice ai sectorului centru din cadrul Direcției de Poliție Chișinău au făcut în weekend mai multe controle inopinate în adiacentul pieței centrale. Forțele de ordine au constatat că un grup de persoane, având o înțelegere prealabilă, au organizat o schemă ilegală de introducere pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina, prin regiunea transnistreană, a peștelui viu caras. Mai mult, aceștia n-au putut prezenta toate actele necesare privind originea și calitatea peștelui viu, precum și alte documente ce ar permite comercializarea. Încercând să se eschiveze de forțele de ordine, vânzătorii au fugit de la fața locului, abandonând microbuzul cu pește viu. În acest context, polițiștii au reținut și ridicat vehiculul în care se afla o tonă 400 de kilograme de pește viu. Marfa a fost transportată la întreprinderea specializată și nimicită. Respectiv, agentul economic s-a ales cu un proces verbal și o amendă de 4.500 de lei.